Localitățile Izvin și Bazoș sunt mult mai curate și mai primitoare după ce zeci de voluntari au strâns mizeria aruncată de alții din aceste două localități timișene. La activitate au participat elevi, profesori și chiar bunici. Pe lângă curățenie, cei mici s-au ales și cu o lecție învățată. Mami, de ce fac oamenii mizerie? O, e mult mai greu să faci curățenie decât să o întreții. Nu o să mai arunc niciodată nimic pe jos. Toate aceste cuvinte spuse de copiii care ne-au fost alături la activitatea de curățenie în cadrul proiectului Let's Do It Romania stau mărturie că astfel de acțiuni sunt o foarte bună resursă de învățare. A fost zi a educației pentru viitor prin conștientizarea importanței pe care o are. Păstarea curățeniei, protejarea mediului, o zi pentru stimularea sentimentului de apartenență la o comunitate care se iubește pe sine și propriile valori, o zi a voluntariatului nostru pentru noi, o zi a lui Reușim Împreună. Le mulțumim frumos tuturor celor care azi au ajutat la înfrumusețarea izvinului și a bazoșului, cadrele didactice și nedidactice, părinții, bunicii care ne-au fost alături, elevii care așteaptă de la noi să îi învățăm și prin puterea exemplului despre viață. Let's do it! Izvin, let's do it, Bazoș, transmit reprezentanții școlii gimnaziale Izvin.